Bună ziua tuturor, bine v-am regăsit la o nouă etalare. Bine ați venit pe canalul meu, Luminița Tarot. Voi face oroscopul zilei 10 octombrie pentru Zodia Capricorn. Haideți să vedem împreună. Zodia Capricorn, veți avea parte de un nou început, de inspirații, noi începuturi, notițe noi. Veți începe ceva nou, da? Veți lua inițiativă, veți începe să munciți. Un nou job, să știți că aveți tot ce vă trebuie. Să puneți în aplicare aceste inspirații, aceste idei, aceste creativități care le aveți. Sunteți o persoană creativă și veți manifesta aceste dorințe, da? Aveți tot ce vă trebuie, mânecă ca să acționați, da? Veți găsi, veți fi entuziasmați să găsiți noi pasiuni, noi provocări, veți fi talentați, foarte frumos, veți acționa, veți face drumuri, veți, cum să zic, călători, da? Trebuie doar să acționați și să puneți în, să manifestați aceste noi inspirații, da? Foarte frumos. Veți primi noutăți, vești sau un tânăr, în ce privește o persoană mai tânără, vă va ajuta sau vă va da noi inițiative, da? Un copil mai tânăr sau veți avea de face cu un copil sau noi idei vă vor inspira astăzi, da? În ce privește banii, trebuie să nu cheltuiți toți banii, da? Să mai țineți, să mai puneți și în rezervă, să faceți și economii, să mai păstrați și pentru mai târziu și veți fi în stare să comunicați, veți simți nevoia să vă exprimați, să fiți mai deschiși, da? Să comunicați mai mult, să fiți mai deschiși și veți vrea să fiți auziți. Astăzi. Haideți să vedem și îngerii pentru Zodia Capricorn. Îngerul Atena, este sigur pentru tine să fii puternic. Știi cum să fii puternic și într-un mod iubitor, până ca tu și alții să puteți obține beneficiu. Deci, ok, cu calm, da? Dacă astăzi vă veți simți puternici, da? Faceți într-un mod iubitor ca să puteți să obțineți voi și ceilalte persoane din jurul vostru beneficiu, da? Într-un mod iubitor să puneți această putere în aplicare, da? Într-un mod gentil, delicat, aveți grijă în ce privește asta. Acestea au fost spuse, vă mulțumesc că m-ați urmărit și eu vă aștept data viitoare. Vă sfătuiesc să vă înscrieți la canalul meu pentru a nu pierde videoclipurile viitoare și bineînțeles să-mi dați un like, că în acest mod mi-arătați că a ajuns la sufletul dumneavoastră timpul meu și mesajul care vi l-am transmis. Vă mulțumesc, la revedere!